Este Alex Vârcu, sunt poet, scriitor, am publicat cărți de autor 10, plus încă de vreo 3 ori reeditare unele cărți pentru copii. Cartea pe care o să o prezint astăzi se numește Prietenii copilăriei. Toate aceste cărți sunt cu desene și cu poezii, cu desene de colorat pentru copii. Și vreau să vă spun și să fiți mândri de asta, că desenele sunt făcute de o doamnă care locuiește în Pitești. Va veni aici, la cele 3 cărți, plus încă 3 cărți pe care eu le-am publicat de poezie, a făcut anumite desene în cărțile de poezie. Ce să vă spun? Uite, aceasta, Prietenii copilăriei, are desene de colorat, Copiii soarelui, uitați, cu desene de colorat. Prima poezie, să vă citesc și după aceea mai vorbim. Prima poezie se numește Copiii lumii. Și începe așa. Într-un parc din Europa am privit copiii lumii. Se jucau, strigau, vorbeau, fiecare în limba lui. Ce bine se înțelegeau. Un băiat și o fetiță se jucau cu o mașinuță. Băiatul avea pielea albă, iar a fetei era neagră. N-am înțeles ce vorbeau, dar ei se înțelegeau. Asiatici, indieni, negri și europeni, toți trăiau în armonie, bazată pe bucurie, gestică și toleranță. Dacă noi, maturii lumii, ne-am înțelege ca voi, atunci, pe acest pământ, n-ar mai fi niciun război. Și pe copertă este această fotografie colorată, copii cu pielea albă, cu pielea galbenă, cu pielea neagră, iar aici se află necolorată. Cred că vreți să vă mai citesc măcar o poezie. Am scris Lori, de vorba despre un cățel, am scris Rândunelele, o altă poezie, O broscuță mititică, Copiii soarelui, nu știu unde, Vrăbiuțele, uite, Vrăbiuțele. Poezia Vrăbiuțele, scrisă mare și desenul de colorat. Să vă citesc poezia Vrăbiuțele. Pe la streșini vrăbiuțe, micuțe și hărnicuțe, se grăbesc să-și construiască cuiburi și să se mulțească. Chiar în zi de mărțișor au făcut un oușor. Săptămâna care vine o să fie mult mai bine. Vor cloci mai multe ouă, chiar dacă afară plouă. Puișorii vor ieși și părinții vor hrăni. Acum este sărbătoare, bucuria este mare, puișorii au aripioare, zboară în stol cu părinții, voioși pe deasupra curții.